Peste 100.000 de litri de apă minerală au fost retrași dintr-un lanț de marketuri cunoscute ca brand de inspectorii de la Protecția Consumatorului. Apa provenea dintr-un izvor neomologat din județul Suceava. Inspectorii au controlat magazinele după ce un client a depus o plângere. Nu se știe încă dacă apa era sau nu periculoasă pentru sănătatea celor care au băut-o. Potrivit Agenției Naționale, este vorba de un sortiment de apă propriu al unui lanț de magazine despre care se susținea că provine de la sursa F4 Roșu din județul Suceava. Un consumator a reclamat că într-un lanț de magazine se comercializează apă minerală naturală. Sursa, în urma controalelor și se vede și pe etichetă, este F4 Roșu. ANPC a luat legătura cu Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale, care a precizat că nu furnizează apă minerală spre îmbuteliere de la sursa respectivă. Ba mai mult, ei au răspuns în felul următor. Sursa F4 Roșu nu este înregistrată rezervă sau resursă de apă minerală, iar Societatea Națională a Apelor Minerale, care are în concesiune acest izvor, această sursă, nu furnizează apă minerală pentru îmbuteliere din acest foraj. Ce au descoperit inspectorii de la Protecția Consumatorului Suceava despre această situație, aflăm în cele ce urmează. În urma controlului nostru a rezultat că apa provenea dintr-o altă sursă, F2, SECU, care este acreditată, greșeala fiind în etichetare. S-au solicitat buletine de analiză asupra calității apei respective. Acestea, din rezultatele acestea, rezultând că apa minerală nu este cu probleme, ci este doar o problemă de etichetare. La producător s-au găsit 7500 de peturi de 2 litri, care au fost retrase temporar de la comercializare, având în vedere că buletinele de analiză arată că nu există un pericol asupra calității apei, urmând ca să fie etichetate corespunzător, revenindu-se cu analiză și să vede, vor fi probabil repuse în circuit. Situația respectivă a fost sancționată către noi, am considerat că fapta constatată o putem încadra în practici comerciale înșelătoare.